felicitări pentru rezultatele din 2019. Două titluri de campion și două scudete pe la lumii cu juniorii under 19 și under 17. Da, mulțumesc, așa cum ai spus și tu, am câștigat două supercupe și două campionate. Sunt foarte fericit că am contribuit la aceste reușite și sper că de acum încolo să am aceste reușite și la echipa mare. Evoluțiile foarte bune de la juniori, unde în ultimul sezon marcasei 50 de goluri, te-au dus și la seniori. Ai debutat pentru Viitorul Dumești cu Dinamo și la numai 17 ani ai deja 3 goluri în 8 partide. Da, eu cred că aici se vede munca și sper că de acum încolo să o țin tot așa și la echipa mare. Ce ai discutat cu domnul Hagi, ce s-a transmis după aceste reușite? Mi-a spus că are foarte multă încredere în mine și să muncesc și mai mult, că cu siguranță mai am mult de demonstrat. Care a fost cel mai important moment pentru tine în 2019? Vă dați seama că debutul a fost cel mai, să spun așa, cel mai reușit moment al meu din acest an, că îl așteptam de mult și sunt foarte fericit că a venit la o vârstă așa de fragedă. Ce ai simțit în acest moment, mai ales că era și Botova în echipe Dinamo cu foarte mulți suporteri din cea mai mare? Că munca da roade. Ești la Academia Gheorghe Hagi încă de la 11 ani. Cum ai ajuns aici? Da, țin minte că aveam 11 ani și m-au văzut la un turneu la Brașov și de atunci m-au contactat și am venit și am dat probe și totul a mers bine acolo și m-au chemat aici să vin să joc. Cât de greu ți-a fost să fii departe de casă încă de la 11 ani și cum ai depășit acea perioadă? Da, într-adevăr, chiar mi-a fost greu când eram mic, eram mai alintat să spun așa și m-au ajutat foarte mult colegii de grupă de 2002 și în special domn profesor Costa. Ce faci în timpul liber? Ce alte pasiuni ai în afară de fotbal? Am mai joc pe calculator din când în când, când mai am timp liber, ca să-mi amintesc de copilărie, să spun așa. Urmărești sau practic și alt sport împreună cu prietenii în timpul liber? Da, dacă am timp liber, mă mai uit la tenis de câmp. Care crezi că sunt principale tale calități? Execuția și demarcarea. Și un mesaj pentru suporterii acum în prag de sărbători? Le mulțumim că ne-au încurajat anul acesta și anul viitor să fie tot la fel. Și un ultim lucru, un obiectiv pe care se propui pentru 2020? Să fiu sănătos și să am cât mai multe realizări. Mulțumesc! Mulțumesc!